mă iubești? Și atunci e și Simei, fac o strângă în brață. Lucica și Costela Varvarei din localitatea vasluiană Solești au în grijă de câțiva ani buni două nepoate, în vârstă de 15 și 7 ani. Părinții sunt la muncă în străinătate, iar fetele au rămas în grija bunicilor. Mădălina nu a vrut să plece cu părinții săi în Italia, a preferat să rămână în țară să-și termine studiile. Nu am vrut să merg în Italia și am rămas la bunici. Cu bunica cum e? Foarte bine, mă înțeleg foarte bine. Mai sunt momente când ne mai certăm. Așa, da. În rest este foarte bine. Dacă ești cu minte și înveți, mă mai fac tot efort. Eu te plec la treabă, vin înapoi. Pe o parte nu pot să nu spun că nu-i greu, dar merită. Mădălina ține legătura permanent cu mama sa la telefon sau pe internet. Sunt momente în care sunt mai grele, iar mama este lângă mine. Vorbesc aproape toată ziua cu ea la telefon și pe internet și nu. Nu ai nicio problemă? Nu. Am zis, mamă, poate ți-e mie bine cu mama, nu, că eu-s bunică și poate, na, acum s-au schimbat multe, că nu mai sunt copii cum erau odată, dar eu zic că nu, mama, eu mă sunt bine aici. Bine că cu mama vorbește în fiecare zi aproape la telefon, se interesează și la școală, cum învață, cum merge. Ei, și dacă suntem amândouă, ea are sprijin și dintr-o pașă din alta, eu zic că interesul ei, dar numai asta să învețe. Odată cu adoptarea unei noi legislații, părinții nu vor mai putea lăsa copiii la voia întâmplării. Primăria trebuie notificată cu 30 de zile înainte, iar cei care vor avea grijă de copii își vor lua angajamentul în fața notarului, dar numai după ce vor primi un aviz de la psiholog că sunt apți pentru a avea grijă de minori. Păi nu știu, deși trebuie atâtea acte și atâtea umblătură, că n-ar trebui, că... În primul rând, nu sunt nici de 80 de ani, nici de 70, oricum, mă sunt o leacă în stare ca să o țin. Și nici chiar ca să nu mă pot hrăi de aici colo. Nu știu dacă e chiar așa de bine ca să mai umblăm și atâta pe drumul că noi avem treabă, oricum, și la câmp și acasă, dar nu știu. O să mergeți la psiholog? Nu mă duc. Hai să vii el la noi, am eu timp. Să vină psihologul la dumneavoastră. Eu mă duc la vază, îți pierd 100 de asta și plătesc altul, și însă de mii pizze, nu mai cheltui și bani și... Nu știu. Și la notar trebuie să mergeți să vă luați angajamentul că aveți grijă de copii. Da, mai semnat destul. Semnez cu stânga și cu dreapta până cât ai putea. Noul proiect de lege a fost aprobat acid de Senat și va fi transmis Camerei Deputaților, care este cameră decizională.